În Comuna Miroslava sunt două persoane depistate cu coronavirus, ambele cazuri fiind semnalate în valea adâncă, iar 178 de persoane sunt izolate la domiciliu. Primăria dezinfectează în permanență majoritatea drumurilor din comună pentru a limita pe cât posibil răspândirea coronavirusului. În paralel se dezinfectează spațiile comune din instituțiile publice. La nivelul comunei au fost identificate peste 2.000 de persoane cu vârsta peste 65 de ani sau persoane încadrate în diverse grade. De handicap. Primarul Dan Niță își va dona salariul pe perioada pandemiei, iar cu acești bani se vor cumpăra alimente și medicamente. Cred eu că este datoria fiecărui român să-și ajute concetățeanul să putem să intervenim eficient atunci când este nevoie. Eu, așa mi-a spus mie inima și așa am făcut. Rămâne în cont atunci când. Cu această ocazie invităm și alții, alte persoane din Comuna Miroslava sau de, de altundeva care vor să depună în contul respectiv și le promit că acești bani vor fi cheltuiți numai pentru oamenii neajutorați și în această perioadă de, de criză. În această perioadă s-au distribuit pachete cu alimente de bază persoanelor vulnerabile din toate satele comunei și s-au cumpărat medicamente persoanelor care nu se puteau deplasa. Noi am constituit o grupă, un grup dintre asta de acțiune rapidă care, atunci când sunt solicitați, merg și duc alimente la persoanele în vârstă, persoanele neajutorate sau cei care au nevoie de medicamente sau alte nevoi personale. Monitorizăm permanent oamenii care sunt în autoizolare și un lucru bucurător, am avut 301, dar acum avem, a scăzut cu aproximativ 100.